Bună Capricorn și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 7-13 august. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Capricorn, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu previziunile, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii, la partea bonus, apasă butonul alătură și acolo ai toate informațiile necesare. Dragii mei capricorni, o săptămână în care apar schimbări. Și pentru voi este vorba despre schimbări într-o relație oficială, într-un parteneriat. Bineînțeles că este o săptămână în care ți se cere clar să te concentrezi mai mult pe stabilitatea ta emoțională, să te concentrezi mai mult pe casă, pe familie. Și acolo ți se cere să iei o decizie. Cu siguranță mulți capricorni poate aveți niște discuții intense săptămâna asta privind niște acte pentru casă, privind o căsătorie, privind un divorț, privind niște chestiuni legale. Însă în general în această săptămână vezi că te vei confrunta cu ceilalți și va fi nevoie să ieși puțin din zona de confort. Va fi nevoie să alegi în primul rând stabilitatea ta emoțională. Asta va fi Absolut fantastic. Deci Aia trebuie să alegi. Tot această săptămână ești prins pe niște lucruri din trecut. Da? Fie se reactualizează o poveste de iubire. Fie pentru unii capricorni, vă treziți puși într-o situație în care ați mai fost acum ceva timp. Și pentru unii poate să fie ceva legat de un copil, de părintele tău, de tatăl tău, persoana iubită, sau poate chiar niște chestiuni legate de bani. Vedeți voi, este o perioadă în care ar fi bine să vă mai și odihniți, pentru că nu aveți energia necesară. În schimb, vedeți că e un moment foarte important pentru voi să vă conectați pe acolo, pe sus, din punct de vedere energetic. De acolo, să știți că aveți foarte mare ajutor. Și atenție, indiferent ce se întâmplă, sunteți foarte bine susținuți. Foarte bine susținuți sunteți. O săptămână în care sunteți și susținuți pe ideea aceasta de călătorii, de drumuri. Acte, discuții, dar știți cum? Din plăcere, adică trebuie să vă facă voi o plăcere. Puteți să rezolvați niște chestiuni foarte importante săptămâna aceasta, care să vă ajute enorm, enorm de mult. Da? Este o perioadă în care v-am mai spus eu că sunteți puși la studiu cu sau fără voia voastră și vi se cere să vedeți lucrurile puțin dintr-o altă perspectivă. O eliberare care se petrece săptămâna asta și este o eliberare plină cu surprize pentru tine. Poate să fie vorba despre niște bani pe care îi primești sau faptul că reușești să rezolvi ceva important privind o bancă, privind o moștenire, un partaj sau pentru alți capricorni este acel moment în care în sfârșit vă dați seama pe unde anume vă pierdeți energia, da? cine vă fura din energie sau vă dați voi seama că poate știu eu vă implicați prea mult emoțional niște chestii care nu aveau rost. Da. Nu aveau rost. Bineînțeles că partenerul tău, uite, săptămâna asta, sau un bărbat important din viața ta, poate să treacă printr-un moment de schimbări, de, de transformări. Însă, vezi tu, iubirea, copiii, afacerile, munca și relațiile cu ceilalți, astea sunt foarte importante pentru tine în această săptămână. Da. Hai să vedem, Arhanghelii, ce transmit, ce trebuie tu să știi pentru această săptămână, 7-13 august. Hai să vedem, dragi capricorni, ce spun arhanghelii? Au ieșit două mesaje, le luăm pe ambele în considerare. Primul este frumusețea Dumnezeiască și mai avem alungarea entităților adverse. Uite, era ceva acolo care nu te lăsa să vezi frumusețea din viață, frumusețea din relație, frumusețea ta, exterioar, interioar. E o săptămână cu eliberări pentru tine. În primul rând, începem cu acest mesaj, frumusețea dumnezeiască și avem numerele importante 2, 8, 10, 1, 28. Uite, ziua de 10 august e bună pentru tine. Da? e, e bună. Se întâmplă lucruri interesante, nu neapărat o zi superbă, dar se întâmplă lucruri culorile importante, galben, roșu, auriu, verde și văd aici o femeie cu părul blond sau o femeie cu părul deschis la culoare care are un rol foarte important săptămâna aceasta. Iar ca și arhanghel, îl avem pe Jofiel, care îți oferă un dar, o ghidare. Contemplarea frum frumuseților dumnezeiești ți l revelează pe Dumnezeu și conferă frumusețe proprii tale gândiri. În parfumul suav al trandafirilor roșii, poți percepe într-un mod tainic prezența mea. Ceva legat de trandafiri roșii, flori de culoare roșie. Este o săptămână în care ți se spune să te bucuri de fiecare aspect al vieții tale și de o floare și de faptul că ai văzut un răsărit de soare și de faptul că poți să bei un pahar cu apă rece, de faptul că poți să stai puțin la umbră, să te odihnești, deci să te bucuri de lucruri mărunte. Despre asta este luna august pentru toți, că dacă nu facem așa, credeți-mă, planetele astea sunt cum sunt. Ni se cere să ne bucurăm de viață, așa cum este ea. Da? Apoi, următorul mesaj este din partea Arhanghelului, tot Jofiel. Deci, Arhanghelul Jofiel are un rol foarte important săptămâna asta pentru tine. Avem 3 sau 30, adică este o săptămână în care vei învăța niște lucruri, vei conștientiza ceva anume. Foarte important pentru tine. Și din nou avem culoarea galben. Deci este vorba despre voința ta, da? Uite, dacă ești și lucrezi energetic sau ești interesat de chestiuni de genul poți să lucrezi foarte mult pe plexul solar săptămâna asta, da? Orice meditație ți se potrivește, ta da? sau orice metodă folosești, eu sunt pe principiu că fiecare om trebuie să folosească metoda cu care rezonează, da? Da și cu asta am spus tot deci ce rezonează pe nu știu poți să îmbraci în galben poftim și asta e o chestie că îți crești uh, uh, plexul. Poate ai dat prea mult, ai dat de la tine, energie sau te-ai implicat prea mult. Mai avem culoarea albastru, din nou roșu foarte puternic, deci și planul material, vezi tu pe acolo trebuie să vezi ce faci, verde și uh, mesajul din partea arhanghelului este te ajut să-ți alchimizezi limitările în lumină divină. Sunt păzitorul porții paradisului și te inspir să deschizi poarta fericirii paradisiace din ființa ta. Te protejezi de influențele negative. Deci, dragii mei capricori, sunteți foarte bine susținuți să eliminați lucrurile negative din viața voastră și să vă bucurați odată pentru totdeauna de viață. O săptămână în care lucrurile încep ușor, ușor să se rezolve pentru voi, să știți. Dar vi se cere și voință. Pisica e foarte bine dispusă, e energică, jucăușă, agitată, deci de când ne-am mutat aici, pisicile sunt foarte energice. să joacă. Hai să vedem. Cam așa și tu, adică ți se cere să te bucuri și chiar să juca, nu cu o jucărie de a ei, cu un, buș, un gândac cu ceva. Că eu n-am cum, dacă intră un gândac în casă, cu siguranță nu stă mult, că ei au treabă. Da? E, sunt niște delicatese pentru ei. Cam așa și voi. Adică nu vă trebuie neapărat o jucărie fizică dacă ați vă jucați. Vă bucurați de viață, vă jucați cu o frunză. Da? Metaforic vorbind, repet. Marea preoteasă. Exact ce spuneam. Bun, bun. Îmi plac energiile foarte mult până acum. 3 de spade, 7 de monede, 5 de monede. Uf, dragi capricorni, aici... Vedeți voi ce faceți cu trecutul ăsta. Ceva ce nu îți place, ceva ce nu-ți convine aici privind o așteptare, privind o sumă de bani, privind niște așteptări pe care, știu eu, poate ți le-ai făcut de la cineva, mă rog, în legătură cu cineva. Marea preotează aici și spune despre faptul că ai foarte multă intuiție și vezi că săptămâna asta relațiile tale sunt cumva legate cu un fir invizibil. Există o conexiune foarte profundă aici între voi, dar văd și multă pasiune. Apoi avem doi de cupe la baza manifestărilor tale, o relație din viața ta să știi că are un rol foarte important. O relație de iubire, de prietenie, relația cu un copil, faptul că zorești o relație. În inima ta avem cavalerul de băte, deci foarte mult curaj vei avea săptămâna asta pentru a rezolva niște chestiuni personale. Adică familie, prieteni, iubire, copil, chestii în general, dar vei avea o dorință fantastică de a te aventura, de a trăi intens. Și v-am mai explicat eu, dragi Capricorn, cu aspectele astea care sunt la voi. Acum, fie vă bucurați de viață împreună cu partenerul, fie cunoașteți pe cineva, trăiți intens sau pur și simplu vă bucurați de viață dacă nu vă mai interesează dragoste. Pajul de băte avem aici în mintea ta. O activitate nouă pe care o faci, mult entuziasm pe care îl ai și tot pajul de bâte să știi că îți spune despre faptul că ești dornic să experimentezi ca un adolescent. Asul de băte, deci avem multe băte, multă speranță, multă acțiune în această săptămână și e clar aici că cineva va acționa într-un mod diferit în legătură cu tine săptămâna asta. E ca o petrecere, e cineva care dorește să se bucure de viață. Pentru unii văd o nouă persoană care poate să apară, da? Apoi avem 10 de cupe. 10 de cupe care vorbește despre cartea familiei fericite, despre un ideal pe care cineva îl are, dar văd clar săptămâna asta că tu vei reuși să rezolvi o situație foarte importantă privind familia, privind casa, privind o relație serioasă și uite, dacă ești un capricor singur, poți să cunoști o nouă persoană, fie prin intermediul unei rude sau prin intermediul familiei în general vorbind, sau este vorba despre o petrecere, o întâlnire cu niște persoane foarte dragi sufletului tău și acolo ai ocazia să cunoști. Iar dacă ești într-o relație, uite că săptămâna asta partenerul da, își va dori ceva mai solid cu tine, mai stabil. Și apoi avem 5 de spade. E ca și cum cineva se reproșează și spune, auzi, da, te distrezi, așa, ești neserios, Bine, acum, dragi Capricorn, nu e neapărat o perioadă bună să fim extrem de serioși. Vă, vă place chestia asta, da. Acum, na. Mai văd și pe cineva care profită de o poziție în care se află, dar și despre un compromis pe care cineva este dispus să îl fac. Da? Dragi Capricorni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Noi vă mulțumim pentru atenție, te îmbrățișez cu drag. Și uite cum a făcut și pisica, ai văzut că am eu unat, a făcut până, da, a... Câștigat această atenție această iubire de asta am eu un nu din al motiv care tot ce îi trebuie cam așa și voi. Poate aveți pe cineva prin jurul vostru care spune ia, vreau atenție vreau atenție și ia, trebuie să dați atenție. Vă îmbrățișez cu drag. Dacă ați rezonat cu mesajele, vă invit și la partea bonus. Apăsați butonul alătură -te și acolo aveți toate informațiile necesare, cum anume să deveniți membri. În filmarea bonus analizăm fiecare zi în parte și o să știți dinainte ce se întâmplă. Discutăm mai relaxați, aveți aproape jumătate de oră de filmare, clarificăm toate cărțile. Luăm și cărți oracol și aveți acces și la toate previziunile bonus pentru toate zodiile pentru săptămâna asta, pentru săptămâna viitoare, pentru luna august și acolo am analizat fiecare eveniment în parte. Aveți acces și la previziunile bonus pentru anul 2023, deci atât partea de astrologie cât și partea de tarot. Aveți multă, multă informație acolo. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă în care să știți că aveți o protecție absolut divină.